tache, ori aveți o răbdare de fer, ori disimulați precum moromete. Când colega noastră, Cherecheș, deputat PNL, v-a spus pur și simplu să plecați acasă, dumneavoastră ați disimulat precum moromete și i-ați mulțumit de parcă v-a chemat la grupul de rugăciune să vă spovediți. Acum, noi suntem în Parlament. Nu ne pierdem nici simțul umorului și nici nu ne sfâșiem unii pe alții. Cum cred că sugerează cei care au vrut să ajungă aici și n-au posibilitate. Apocalipsa pe pământ, eu nu cred că va veni prea curând și nici nu cred că va începe din România, lunea viitoare sau în 2018. Deși astrele și astrologii parcă așa ne spun seară de seară la televizor că sigur se va întâmpla o nenorocire. Același lucru spun și meteorologii care îngrozesc pur și simplu populația țării, că va veni o iarnă atât de grea încât vor crăpa nu numai pietrele și ouăle corbului, ci pur și simplu va fi un îngheț total. Analiștii economici spun că dezastrul economic a și început și parcă îmi vine să le dau dreptate pentru că s-au scumpit toate. Și cel mai mult s-au scumpit alimentele în România, o țară care poate hrăni 80 de milioane de locuitori, și lemnele de foc. Oare să nu fi aflat, doamna ministru, a pădurilor, că în țara aceasta jumătate din populația țării se încălzește cu lemne de foc, a ajuns metru cub 4 milioane și jumătate. Dați un ordin, doamna ministru, ca să se stopeze exportul de lemn de foc din România pe o perioadă determinată și oamenii, mai ales bătrânii la sate, să aibă cu ce se încălzi. Analiștii politici spun că și noi suntem politicienii un dezastru. Și dacă e așa, ar însemna să facem ceea ce ne sugerează domnul Orban, alegeri anticipate. Neavând preocupări în această perioadă și nici servici, domnia sa vrea neapărat alegeri anticipate. Și sociologii spun că în România e un dezastru. Cei de la ONG-uri, la fel. Eu mă încăpățânesc să rămân optimist. O certitudine se impune, însă, în mod cert, vom avea un colț de iarnă în decembrie, care, conform unei tradiții sănătoase la români, va lua autoritățile locale și centrale iar prin surprindere. Va ninge, vor fi drumuri întroienite, se vor răsturna mașini, nu vor ajunge salvările la cele care trebuie să nască. O să vedeți că așa se va întâmpla. Și n-aș vrea să se întâmple așa în fiecare iarnă în România. A, oricum, dacă nu va ninge, va ploua. Dacă nu va ploua, va fi îngheț. Dacă nu îngheț, sunt vânturi devastatoare care trântesc copacii în capul oamenilor. Dacă nici aceștia nu vor fi, spun cei care se ocupă de viitorul țării, că va veni marele cutremur și va cădea tot Bucureștiul. Dar noi probabil că vom fi în teritoriu în perioada aceasta. Stimați colegi, s-a supărat natura pe noi pentru că am pângărit-o. Munți de gunoaie se înalță pe cum piramidele în Egipt, la capătul fiecărui oraș. Se duce gunoiul de la Bârlad la Roman, de la Roman la Bacău, de la Bacău la Suceava. Este un pelerinaj al gunoiului în România. Apele sunt infestate cu nitrați, cu nitriți. Și atunci te întreb, nu cumva vine apocalipsa chiar de anul acesta la noi? Eu cred că nu. Dar un fenomen și mai alarmant, domnule fost și viitor ministru. Năvălesc peste români, nu unguri, nu rușii, nu musulmani, nu pușcăriași, ci câini. Străzile orașelor României sunt pline de câini. N-am să spun ce fac ei, pentru că sfâșie copiii, îi mănâncă pe beții români care aveau și o sursă de hrană la tomberoane și nu vreau să fiu cinic. O țară care produce alimente pentru 80.000 de locuitori nu poate să-și hrănească săracii orașelor. De asemenea, mai nou câinii și-au chemat ajutoare, au năvălit urșii
pe străzele orașelor. Vine omul de la servici, când se ducă în dormitor, în loc să-l găsească pe vecin, acolo găsește ursul. Vă mulțumesc, vă rog, concluzionați-mă. Domnul ministru, eu vă spun că e rău tare de tot. Mulțumesc!